Alarma a fost dată astăzi în jurul orei 12, atunci când un alt angajat al fermei a văzut flăcările. Imediat acesta a sunat la 112. Până la sosirea salvatorilor, persoana care a dat alarma a observat că bărbatul de 41 de ani era căzut în ușa unei clădiri. Aici în față, la ușă, aici, aici. Era ars? Ardea și l-am sâns cu apă. Noroc că a venit să-mi dat coțul la graj să cuplez aici. Un fuma, zic că s-au dat foc, sigur, așa el ardea. Păi, Doamne, Maică, sigur mine. Ajungi la fața locului, medicii au constatat că bărbatul avea arsuri destul de mari. Starea bărbatului de 41 de ani cuprins de flăcări este una destul de gravă. Acesta a ajuns la Spitalul Județean din Alexandria cu arsuri de gradul 3 pe 80% din suprafața corporală. În cele din urmă, pompierii telormăneni au reușit să stingă flăcările. Aceștia au intervenit la fața locului cu o mașină de stingere și un echipaj SMURD. A ars anexat pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, cu mobilierul aferent și mai multe materiale textile. Cauza probabilă a acestui eveniment a fost fumatul în locuri nepermise. Acum, bărbatul rănit în urma incendiului se află la Spitalul Județean din Alexandria cu arsuri pe 80% din suprafața corpului. Urmează însă ca acesta să fie transportat la Spitalul de Arș din București.